Lucrările la centrul orașului Lugo sunt în plină desfășurare. Acestea au început în urmă cu o lună și jumătate și în cel mai scurt timp vor fi finalizate. Urmează amenajarea mobilierului stradal, plantarea arborilor și arbuștilor și montarea stâlpilor de iluminat. Da, centrul orașului, marea noastră problemă moștenită de la fost administrație, un fel de cal troian, să zicem așa, continuă, se derulează foarte bine în grafic. Gândiți-vă că au început acum o lună și jumătate și undeva în maxim 10 zile vor fi finalizate. Sunt echipele care realizează pavimentul final. Deja primim mobilierul stradal, copacii, arborii, arbuștii care vor fi plantați zilele acestea, zilele următoare. Stâlpii de iluminat vor veni săptămâna viitoare. Practic în maxim 20 săptămâni va fi finalizat. Claudiu Buciu a explicat de ce a durat demararea lucrărilor. Este o epopee care a durat foarte mult pentru că a fost administrație care a luat 10 ani să proiecteze această lucrare. Atunci când a început lucrările s-a trezit că proiectarea nu era bună și nu era asigurată refacerea integrală a infrastructurii subterane, ceea ce putea pune probleme ulterior pentru că exista posibilitatea să trebuiască să intervenim. Ne pare rău că a durat atât, dar efectiv nu este vina noastră.